diminua stocul de medicamente. Nu cu mult, cu 15%. Practic, se vor cumpăra medicamente. Nu va fi nicio problemă cu medicamentele, însă se va diminua puțin stocul. Pentru că stocul sunt bani blocați, practic. Asta este o primă componentă. Doi, am identificat ce a mai rămas de identificat în legătură cu cheltuielile cu energia. Și trebuie să ținem cont că, din păcate, în această perioadă se consumă cea mai multă energie. Asta e situația. Nu cred că vom avea, nu cred că vom avea probleme cu salariile. Nu cred că vom avea probleme cu plata utilităților.